Paraclisele mănăstirii Pudna, câteva observații. În incinta actuală a mănăstirii Pudna, în apropierea colțului de nord-vest și lipit de zidul perimetral vestic, se află paraclisul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Adosat muzeului mănăstirii nu comunică cu acesta. Clădirea propriu-zisă a paraclisului are dimensiunile exterioare de 20 de metri lungime și 13 metri lățime. Este construită din cărămidă pe temelie de piatră, având o turlă mică pe naos. Altarul este semicircular. Înălțimea este de 20 de metri până la socul clurcii, iar în interior pereții sunt zugrăviți în frescă, după cum probabil ați văzut când ați venit la mănăstire. Pisania recentă spune următoarele. Acest sfânt paraclis cu hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel a fost construit pe vechile temelii de către Mitropolitul Iacov Putneanu la anul 1759. În perioada anilor 1976-1983 a fost restaurat sub îndrumarea înalt preasfințitului Iustin Moisescu. Sub păstorirea înalt preasfințitului Teoctist, Mitropolitul Moldovei și Sucevei, s-a întregit paraclisul cu noi spații arhitecturale. Pictura în tehnica frescă a fost executată de către frații Mihai și Gavril Moroșan în anii 1980-1984, stareț fiind arhimanditul Iachentu Giuleac. Cu ajutorul fotografiilor și al dosarelor existente în arhiva mănăstirii, putem merge în ordine invers cronologică pe firul existenței acestui paraclis. Noile spații arhitecturale menționate în Pisanie se referă la pridvorul închis adăugat pe latura de nord. Prezentăm planul sumar al incintei actuale cu edificiile mai importante. Bineînțeles, zidul de incintă, biserica voievodală, casa domnească actuală, muzeul unit cu clădirea paraclisului și chiliile de la nord. Care a fost etapa anterioară de existență a paraclisului Sfinților Apostoli? Se știe că actuala configurație a incintei este rezultatul lucrărilor care au avut loc în mai multe perioade. 1968-1970, chiliile din partea de nord a incintei. 1972-1976, când s-a construit actuala clădire a muzeului. Și 1980-1986, când s-a ridicat casa domnească pe latura de sud. Deci, înaintea prefacerilor din secolul al XX-lea, acesta era planul incintei. Acesta este planul incintei în perioada 1856-1970. Paraclisul a făcut corp comun cu clădirea stăreției, ridicată sub autoritățile austriece în 1856, în timpul egumenului Artemon Bortnic, comunicând cu acesta. În această clădire cu etaj, lungă de aproximativ 65 de metri, au existat de-a lungul timpului cancelarea, biblioteca, chilii și camere de oaspeți și tot aici a fost amenajat în câteva încăperi pentru o anumită perioadă muzeul mănăstirii. Acestea sunt câteva fotografii din perioada interbelică. Clădirea austriacă făcea turnul tezaurului aproape invizibil din incintă, în același timp ajungând la doar câțiva metri de pridvorul Bisericii Voievodale. Așa. Aceasta este clădirea stăreției văzută de jos. Mă rog, este o fotografie cu un grup de ofițeri. Incinta mănăstirii văzută de pe dealul crucii. Se vede în partea stângă clădirea stăreției, care acoperea cu totul turnul tezaur. La fel și aici. Iar aici se vede și mai bine lucrul acesta. Practic, clădirea stăreției era foarte, foarte mare. Din fotografiile dosarului de refacere a muzeului, se vede că paraclisul nu a fost dărâmat împreună cu restul clădirii, el fiind oarecum cruțat. Paraclisul de astăzi este așezat pe aceeași temelie cu cel din 1856, când făcea parte integrantă din clădirea stăreției, avea formă rectangulară și nu era adosat zidului de vest al incintei. Aici se vede cum era paraclisul înainte de 1972. Zidul de incintă a fost ulterior, de vest a fost ulterior mutat. Iar următoarele sunt cele două clădiri cu un singur nivel, construite tot în secolul al XIX-lea. Odată cu stăreția, aceasta este clădirea de la sud, deasupra becerilor, în care erau bucătăria, trapeza, cămări și chilii pentru călugări.
Iar în această imagine se vede corpul de chilii din partea de nord, unde erau chilii. Și aici a fost, pentru o perioadă, amenajat muzeul mănăstirii. Despre Paraclisul ridicat în anul 1856, știm mai multe datorită vrednicului de pomenire Sebastian Gheorghescu. El a scris două pomenici ale ctitorilor, doar la câteva zile distanță unul de celălalt. Primul din 20 decembrie 1877 este acesta, diptihonul ctitorilor și făcătorilor de bine acestei biserici, numită Paraclis de iarnă. Hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel din această mănăstire Pudna. Arhiereu Isaie, e vorba de Isaie Baloșescu, ctitorul Paraclisului. Arhimandrit Bartolomei, arhimandrit Artemon, care au dat un ajutor de 250 de lei. Ierostimona Venedict, care au plătit zugrăvala iconostasului. Ierostimona Teofan, au dorit o icoană mare în altariu. Ierei Gheorghe și prezbitera Anastasia, care erau părinții episcopului Isaia. Robii lui Dumnezeu Ioan, Titiana, Nicolae, Elena, Anton, Ana, Ilie, Ileana. Romulac Nicandru, care au zugrăvit casa pe Teasma și tot neamul lor. Al doilea pomelnic, asemănător, este mai dezvoltat și cuprinde o schiță a fațadei exterioare a paraclisului. Pomelnic sau dipticonul răposaților, ctitorilor și făcătorilor de bine aceștii biserici, capelă de iarnă, hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel, nu o să citesc integral, care este creată sub un acoperământ cu chiliile egumenești. Arhiereu Isaie Baloșescu, ctitorul acestei biserici, acest arhiereu arhipăstorind de eparhia Bucovinei 11 ani, au răposat în etate de 81 de ani în orașul Cernăuți și este înmormântat aici în Pudna. Ierei Gheorghe, prezbiter Anastasia, părinții lui. Arhimandrit Artemon Bornic, în egumenia lui s-au zidit acest paraclis. Ioan Titiana, părinții lui. Ierostimona Venedict Smingelski, acest călugăr a dat una mie de lei bani argint la zugrăvelea iconostasului. Ierostimona Teofan Antonovici, acest călugăr a înfrumusețat altarul acestui paraclis cu o icoană mare în coronarea Maicii Domnului. Robii lui Dumnezeu, Ilie Ilski din Crasna, Elena, soția boierului Ilski. Acestea au dat la împodobirea acestui paraclis un ajutor de 100 lei și tot neamul lor. La sfârșitul pomelnicului mai este o notă. Această biserică, capelă de iarnă, s-au creat la anii de la 20 august 1852 până la 10 noiembrie 1856. Domnind în împărăția austriacă, împăratul Francisc I, păstorind Biserica Bucovinei, episcopul Eugenie Hackmann, fiind conducătorii acestei mănăstiri, arhimandritul Bortnic, cu averea testată spre acest scop a fericitului episcop al Bucovinei, Isaie Baloșescu, în cvotă de 5.100 lei. În incinta, revenind la planul incintei, din 1856 până în 1970, au existat, la sud, deci, reluând, o clădire cu un singur nivel deasupra beciurilor, clădirea stăreției noi cu etaj și cu paraclisul în capătul de nord, de aproape de zildul de nord, practic, dincolo de ceea ce s-a numit în perioada interberică un parc sau o grădină, încă o clădire cu un singur nivel, unde erau chilii. În această grădină a fost amplasat bustul Eminescu și o replică a chiliei lui Daniel Sihastru, care se vede în imagine. Mergând apoi pe firul istoriei, necesitatea construirii stăreției în anul 1856 a fost urmarea firească a reconfigurării incintei la propunerea egumenului Artemon Bornic și cu aprobarea autorităților austriece. Care era în acel moment situația? După activitatea intensă a mitropolitului Iacov și după ocuparea Bucovinei, nevoile economice ale mănăstirii au scăzut. Nu ca și cum ele nu ar fi existat, pentru că pe la 1820 se punea problema construirii a 6 chilii de piatră pentru călugări. Dar al doilea ctitor a gospodărit atât de bine moștenirea, încât starea materială a Pudnei a contat în sens pozitiv atunci când s-a pus problema desființării așezimentelor monahale din zonă. După cum se știe, Pudna a rămas deschisă. Așadar, în incinta veche, dinainte de 1856, am putea spune, fără să greșim, ștefaniană și în egală măsură a mitropolitului Iacov, existau la sud clădirea solidă cu etaj a ctitoriei, pe care o ridicase Iacov în 1758-1759, în colțul de nord-vest, masivul Tulm Cropoțe, care a fost identificat în săpătura arheologică din 1973, iar la vest și la nord câteva construcții neidentificate.
Ca sursă pentru aceasta avem planul districtului Bucovina din 1773-75, în care se vede incinta mănăstirii, un patrulater alungit, înainte de mutarea zidului de incintă de la nord. În partea de jos a imaginii este clădirea construită de Mitropolitul Iacov, în mijloc este biserica, în colțul din stânga sus, adică la nord-vest, se vede turnul Clopotniță și pe latura de nord și pe jumătate în latura de est, diverse clădiri a căror destinație nu o cunoaștem. Acesta este planul austriac, acesta este tabloul din jurul anilor 1770, pe când Iacov trăia încă, și o litografie recent redescoperită, cu vederea dinspre sud a incintei mănăstirii înainte de toate schimbările din 1856. Și aici se vede în parte de jos, spre privitor, se vede acoperișul clădirii zidite de Mitropolitul Iacov, ceea ce seamănă foarte mult cu tabloul. Acesta ar fi planul, imprecis de această dată, al incintei înainte de 1856. Următoarea. Aici se observă casa Mitropolitului Iacov, unde existau bucătăria, trapeza, chiliile și paraclisul, apoi turnul Clopotniță în colțul de nord-vest și câteva clădiri, unele interceptate în cercetările arheologice, altele care au rămas doar în imaginile prezentate anterior. Ajungem astfel la clădirea ridicată de Iacov Pudneanu, despre care am vorbit și într-o comunicare anterioară. Informațiile sunt destul de puține. Câteva mențiuni la Vartolomei Măzănean, planul austriac al clădirii și, practic, nicio informație utilă de ordin arheologic. Următoarea. Acesta este planul austriac, care se află în arhiva mănăstirii, care conține planul parterului și al etajului acestei clădiri ctitorite de Mitropolitul Iacov. Următoarea. Iar aceasta este reconstituirea clădirii. Lungimea ei era de 63 de metri, iar înălțimea varia între 9 și 14 metri. De această clădire este legată prima mențiune documentară a unui paraclis în Mănăstirea Pudna. În însemnarea din 1759, pe fila adăugată în protesis, în care igumenul Calistrat notează că Mitropolitul Iacov Pudneanul, pe lângă alte clădiri, a făcut biserica cea de sus, cu hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel, arhimandritul Vartolomeu Mazăreanu oferă mai multe detalii. Iar în anii 1758 și 1759 au făcut sfinție sa Părintele Iacov Mitropolit trapezările cele din piatră cu cuhne și pităria tot de piatră, iar deasupra au făcut biserică într-un numele prealăudaților apostoli Petru și Pavel, foarte iscusită și cu catapeteasma iarăși iscusită, nu de puțin preț, fiindcă lucrul acei catapetesme au mers mai mult în aur. Mitropolitul Iacov dorește special pentru acest sfânt locaș un penticostar care poartă semnătura și probabil și alte cărți de slujbă și odoare. Detaliul din planul austriac în care se vede paraclisul este în următoarea imagine. Acesta este capătul dinspre est al clădirii. Planul nu este foarte limpede deoarece el conține atât clădirea existentă, deci atunci în 1856 pe care o făcuse Iacov Pudneanu, cât și o propunere de recompartimentare, cu propunere care până la urmă nu s-a materializat. Iar aici este evidențiat paraclisul în cadrul clădirii. Alături era bucătăria. Acesta a fost așadar paraclisul zidit de Iacov Pudneanu și închinat Sfinților Apostol Petru și Pavel în Mănăstirea Pudna. Dimensiunile sale interioare erau modeste, 8,30 metri pe axa nord-sud,
și 4,75 metri pe axa est-vest. Planul austriac ne mai lămurește asupra unui lucru. Paraclisul nu avea turlă și se afla în capătul de est al etajului. Mica turlă care se observă în tabloul amintit și în litografia, în litografie, unde care se vede mănăstirea de la sud, mica turlă este de fapt deasupra cuhnei, care avea tavanul boltit. În aceste condiții, preluarea hramului la paraclisul nou zidit în 1856, după dărâmarea clădirii lui Iacov, a fost un act cât se poate de firesc și nu ar trebui să ridice semne de întrebare. Pur și simplu, dărâmându-se clădirea și paraclisul mitropolitului Iacov, hramul a fost preluat în noul paraclis din clădirea Stăreției. În același timp, presupunerea că în 1856, care apare de mai multe ori în literatură, presupunerea că în 1856 s-a reconstruit pe temeliile lui Iacov, nu poate fi susținută, deoarece în acel loc exista deja turnul Clopotniță. Problemele apar atunci când încercăm să facem lumină în perioada anterioară refacerii mănăstirii de către Iacov Putneanu. Tânărul novice a intrat în mănăstire în anul 1733 și peste doar 5 ani trăiește groaza cutremurului care a dat o grea lovitură bisericii voievodale și clădirilor ce vor mai fi existat pe atunci în Putna. Trecând încă aproape două decenii, Bartolomeu Măzăreanu notează contextul în care fiul Putnei a ajuns mitropolit, s-a apucat să refacă mănăstirea. Când au fost anul de la Hristos Mântuitorul nostru, 1755, Sfânta Mănăstire Putna, din întâmplările vremilor și a nepăcilor, iar mai mult și din nepurtare de grijă a igumenilor, s-au învechit foarte, că biserica s-au descoperit, zidul au căzut mai tot, turnul de pe poartă s-au risipit de tot, trapezările cele de piatră încă din vremea căzacilor erau arse și stricate, cât și copaci crescuseră deasupra, și chiliile s-au învechit de tot. Turnul cel de pus odoarele era descoperit. În scurt, toate câte sunt în mănăstire erau stricate atâta cât era un lucru de jele, aș fi vedea cineva la câtă stare rămăsese această sfântă mănăstire. E poate greu de închipuit o asemenea stare gravă în zilele noastre, dar istoria ne pune în față asemenea tablouri de plâns nu de puține ori. Sunt doar câteva decenii de când s-au ridicat aproape din aceeași ruină mănăstirii Catazlău, Proboda sau mai demult Moldovița, iar Solca, la doi pași, a avut în picioare la reînființare și încă are doar biserica. Oare cât erau de distruse și de când clădirile încintei, dacă turnul porții pe care l-a văzut Iacob Putneanu, era de tot risipit și dacă deasupra trapezărilor de piatră crescuseră copaci. Nimic nu lasă să se înțeleagă că ar mai fi fost ceva în picioare în mănăstire, afară de chiliile învechite. Trecuse mai puțin de un secol de la rezidirea Bisericii Voievodale în 1653, dar, probabil, efortul de atunci a fost ca o ultimă suflare a obștii și a făcătorilor de bine, încât nu s-a mai putut întreține nimic până la jumătatea veacului al XVIII-lea. Întrebările firești care apar sunt: oare ce a fost și unde a fost? Întrebările firești cu care trebuie în continuare scrutată negura care învăluie complexul monahal dinainte de Iacov Putneanu. Dacă nu putem răspunde pe deplin în acest moment, putem cel puțin să mai infirmăm unele presupuneri sau ipoteze, făcând cumva puțină curățenie în materialul de lucru. Am să menționez următorul lucru. Gheorghe Cantacuzino, în nota privind cercetările arheologice din partea de vest a Incintei, care au avut loc în 1973, spune următoarele. În februarie-martie s-au efectuat cercetări în interiorul paraclisului și al corpului de clădiri din secolul al XIX-lea. Deci aici. Iar în iunie s-au întreprins săpături la nord și vest de paraclis, completându-se totodată cercetările din interior. În cursul acestor săpături au fost descoperite fundații de construcții din piatră aparținând unor perioade diferite. Construcții demolate și înlocuite de clădirile din secolul al XIX-lea, care li se suprapun în parte. În partea de nord-vest a Incintei din secolul al XV-lea se afla un puternic turn de colț. Laturile acestuia măsurau la exterior
12 metri și jumătate de la nord spre sud și 11 metri și jumătate la est spre vest. Fundațiile aveau o grosime ce atingea 2 metri, 2 metri și 20 de centimetri pe latura de sud, iar la zidurile în elevație o grosime de peste 1,80 metri. Fundațiile turnului sunt țesute cu ale vechiului zid de încintă de pe latura vestică, iar nivelul lor de construcție este același. Așadar, data construcției turnului apare ca fiind aceeași cu a vechiului zid de încintă din piatra al mănăstirii Pudna, pe care pisania de pe turnul tezaurului, ca și cea pusă pe turnul de la intrare, îl arată terminat în 1481. Această datare este în concordanță cu situația stratigrafică. Pe latura de vest a fost descoperită în săpătură porțiunea în care fundația zidului de încintă se leagă de cea a laturii vestice a turnului, aflată în prelungirea acestuia. Pe latura de nord, turnul depășește linia zidului de încintă. Practic, cercetările din 1973 au confirmat poziționarea turnului Clopotniță în raport cu zidul de încintă ștefanian și care a fost reparat de Iacob Budneanu. Neavând motive de îndoială, informația arheologică pune cel puțin turnul Clopotniță sau fundația lui în poziția cronologică corectă și utilă, adică în perioada ștefaniană a mănăstirii. Din dimensiunile impresionante ale turnului și lățimea, am putea spune, exagerată a fundației, așează în cu totul altă lumină chiar și turnul Clopotniță de la Sucevița. În legătură cu paraclisul Sfinților Apostoli Petru și Pavel de la Mănăstirea Pudna, se mai poate face vorbire și despornind de la pisania cu stemă, care poartă numele lui Alexandru Lăpușneanu, cu toată discuția amplă asupra autenticității pisaniei și asupra clădirii pe care a fost așezată ea. Am spus că se poate face vorbire, pentru că răspuns la întrebările conexe nu am găsit încă. O rană veche, rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate la Pudna nu limpezesc situația, ci mai mult o complică. Citind printre rânduri, printre puținele rânduri ale izvoarelor, nădăjduim că vom găsi și răspunsuri în viitor, nu doar poteci într-un labirint. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mai sunt 5 minute pentru discuții, intervenții, observații. Acum mă auziți? Da. Bun. Am înțeles bine, Părinte Timotei, faceți o legătură între pisania lui Lăpușneanu și turnul de pe nord-vest? Nu. Nu cred că se poate face o legătură sigură în momentul acesta. Da. Așa am înțeles eu cel puțin din expunerea Sfinției voastre. Mai ales având în vedere faptul că turnul respectiv cu fundațiile acelea uriașe este datat în timpul lui Ștefan cel Mare. Pare un pic neverosimil ca el să se fi dărâmat imediat, astfel încât Alexandru Lăpușneanu să fie nevoit să-l refacă, fără să umble la fundații și să pună o pisanie acolo. Da. Nu știu. Da. Deci pisania era de la o altă clădire. Da, mulțumesc. Eu aș putea, dar nu am argumente. Ca ipoteză de lucru, eu așa cred, că paraclisul acesta vine cel puțin de la Alexandru Lăpușneanu, adică hramul Sfinților Apostoli. Cel puțin. Având în vedere că Lăpușneanu s-a numit Petru înainte, probabil avea o evlavie deosebită la Sfinții Apostoli, dar însuși Ștefan se leagă de Sfinții Apostoli. El a zidit biserica de la Huș. Din câte știu, nu prea sunt multe exemplare de apostol, cum e cel dăruit la Zografu. Și în general la paraclisele mănăstirilor, hramul era cumva complementar hramului
bisericii principale, bisericii voievodale, astfel încât dacă, de exemplu, la mănăstirea Putna avem adormirea Maicii Domnului, un alt paraclis ar fi fost închinat Sfinților Apostoli, unui sfânt militar, de exemplu, la Bistrița avem Sfântul Ioan cel Nou, care era cumva un sfânt ocrotitor al țării sau al familiei. Situațiile acestea sunt mai clare în țara românească, pentru că acolo s-au păstrat mai multe. Și... Dar, oricum, nu sunt dovezi pentru așa ceva. Deci, de asta ziceam, se citește printre rânduri, dar nu e un fir clar. Deci presupuneți că a existat un paraclis înălțat de Lăpușneanu cu hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel, care a fost preluat după aceea de paraclisul construit de Mitropolitul Iacov, care a fost preluat după aceea de paraclisul existent până în zilele noastre. Da. Și este posibil ca pisania respectivă să fi fost a acestui paraclis din vremea lui Lăpușneanu, da? Bun, asta mă interesa, ipoteza de lucru. Era o necesitate pur tehnică. Existența unui paraclis în Moldova, era frig, era nevoie de un paraclis. Toate mănăstirile la care s-au, care n-au fost distruse, în toate aceste mănăstiri s-au păstrat paraclise, chiar și câte două. De exemplu, la Bistrița, chiar... Adică Ștefan cel Mare face turn, face paraclis, Petru Rareș mai face încă un paraclis în turnul de intrare Lăpușneanu, nemai având ce paraclis să mai facă rezidenția Biserica Mare. Deci sunt multe situații de genul ăsta. Da, ipoteza îmi pare interesantă. Trebuie reținută și verificată mai departe. Da, mulțumesc. Legat de... Sfinții Petru și Pavel și Sfântul Ștefan cel Mare, trebuie spus că ziua de pomenire a Sfântului Ștefan în pomelnicul alcătuit de Sfântul Iacob Pădeanu, probabil preluat dinainte, este chiar de Sfinții Petru și Pavel, atunci era pomenit. Atât am să spun, dau cuvântul domnului Ioan Augustin Guriță. Da, cu permisiunea părintelui Timotei, mă bucur că doamna Secheia a deschis problema aceasta. Am avut o discuție azi noapte foarte interesantă. Pe imaginea, și aici s-a ajuns oarecum la Lăpușneanu, pe imaginea pictată în timpul lui Iacov Putneanu, și acolo sunt reprezentate, poate ideal, toate clădirile care au fost. Și dacă Părintele Timotei mai poate da o dată imaginea respectivă, la altarul mănăstirii Putna se vede un paraclis care seamănă izbitor cu biserica de la mănăstirea Pângărați, titoria lui Lăpușneanu, cea cu două, da, cu tainița și cu... aceea din tablou, tablou cu incinta. Deci poate fi legată pisania respectivă, va trebui făcut o săpătură consistentă și aici Părintele Timotei... Va avea o misiune importantă. În partea cealaltă. Dar poate și dumneavoastră, care puteți vedea foarte bine acum imaginea dintre cei care priviți, măriți la altarul bisericii. Colțul... Așa, și dați în dreapta, mai, măriți un pic. Așa, și ridicați un pic. Uitați cum sunt, să văd ferestrele de partea de sus, partea de jos, biserica are deasupra cruci, deci seamănă foarte bine cu... E posibil ca pisania respectivă să fi fost acolo. Să fi fost paraclisul acolo, după cum arată. Și e posibil să fi fost acela, dar... Da, în față. Cei care se pricep la artă, la arhitectură, la asta, pot să-și... Da, să exprime o opinie. Dar Lăpușneanu a fost legat de Putna, știm foarte bine. 1559 și este studiul domnului Gorovei, Putna și Lăpușneanu. Vă mulțumesc. Felicitări. De împăcate, pisania lui Lăpușneanu fiind distrusă exact în zona aceea unde scrie ce a făcut el la Putna, rămâne cu foarte multe întrebări. Bine, în afară de îndoiala asupra veracității pisaniei.
În orice caz, Pisania, eu am pus mâna pe ea, am văzut-o de foarte aproape, este întreagă, nu e, în afară de faptul că are literele ciobite, nu este refăcută. Nu este o îmbinare târzie de resturi mai vechi. Nu, e o singură lespede de un metru pe un metru, săpată cu grijă, a fost de nenumărate ori văruită, cu mai multe culori, și din cauza asta arată, și a fost curățată într-un mod barbar, de var, de resturile de var, și din cauza asta arată așa. Dar nu s-a intervenit cu mortar asupra ei. Din păcate, piatra nu are memorie ca metalul. Părintele Alexie, dorește să intervină? O întrebare. În planul făcut de austrieci, acolo scrie Paraclis, acolo? Da. Bun. Nu scrie Paraclis, e biserică. Bun, deci biserica, până la urmă, deci era în corpul acela. Deci dacă scrie... Da, acolo era, exact în poziția aceea care... Bun. Spuneați că n-a avut turlă Paraclisul. Nu. Turla era în încăperea de lor, turla unde era bucătăria. Turla este desenată. Da, aici este nedumerirea mea. Și cam ciudat ca o turlă să fie făcută deasupra cuhnei. Din contră. Exact, cuhnile aveau turlă. Pentru aerisire, era o hotă naturală. Ați mai găsit în altă parte. Da. Atât. Da. Și la cozi aș. Mai sunt alte intervenții, mai sunt 4 minute la dispoziție, dacă cineva mai dorește. O mică intervenție. Dar aș vrea ca părintele să menționeze în comunicare când s-a adăugat absida altarului la paraclisul actual. M-am uitat. Îți spun eu, stai liniștit. Deci absida actuală este adăugată în timpul stăreției preasfințitului Gherasim Coșel. De aceea, după pictarea paraclisului în 77 de către frații Mihai și Gabriel Măroșan, absida altarului s-a mișcat. Și am fost nevoiți în anii din urmă să facem acea consolidare a absidei altarului. Pentru că permanent se mișca. De ce? Pentru că în fața absidei altarului au fost gropele de var din perioada de restaurare a mănăstirii. Și deci absida este adăugată de preasfințitul Gherasim cu Coșel. Și în timpul stăreției lui, deci după anii 70. Da. Din ce am văzut pe planuri, iar planurile pe care le avem sunt foarte imprecise.